Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine ai referit, Sorin! Bine te-am regăsit, bine v-am regăsit! O să te întreb, tu fiind proprietar de post de radio tocmai din 1991... Dacă știam că mă faci proprietar de post de radio, veneam și eu îmbrăcat frumos, cu cravată, cu costum. Că așa arată un proprietar de post de radio, nu ca mine care... Vin așa, parcă am fost cu funcirea la Siminice acum. Ești un proprietar modern de post de radio cu vechime. Un post mic. Cum transmiteau pe vremuri posturile radio? Semnal să fie... Cu fum. Au fum ca indiene. Nu, noi avem o antenă, cred că cu 2 dipoli, cred. Așa. Și o stație, dar stația noastră nu este puternică, pentru că noi suntem un post local, nu suntem posturi naționale ca astea care dau premii de mii de euro. Că noi n-avem, suntem săraci. Și postul e mic. Pe unde scurte, da? Transmite pe unde scurte. Puterea e mare. Pe ultra scurte transmitem noi. Și sunt pe medii, pe scurte, pe astea. Dar ultra scurte ascultă lumea de ani de zile. Pe mașină lumea stă pe ultra scurte. Era o vreme când era pe scurte, pe medii. Cam care e diferența între unde ultra scurte și unde medii? Astea ultra scurtele merg în linie dreaptă și depinde. Noi avem putere 300 de vați aprobată, bați vreo 30 de kilometri. Așa, dacă e drumul drept. În momentul în care unda ultra scurtă întâlnește un obstacol, ea intră în zidul respectiv și acolo înțepenește, nu se duce mai departe. La scurte și la medii, undele umblă peste tot și bați foarte mult. Adică Radio Iași mai are pe scurte și București. Posturile astea de radio se prinzi pe vapor, dacă ești în Caraibe, să eu știu. Bun, acum, Cătălina, cu netul... Undele medii și mai departe. Cu netul, asculți pe internet și radio-ul nostru se aude și în Australia, adică nu mai e. Cert, nu dar vorbim pe despre unde, știi? Câmpul electromagnetic, da, și, în situația aceasta. Și ei au puteri mari instalate, adică de forță, că trebuie să acopere o suprafață mare. Și Radio Iași și Radio România Actualități, pe ultra scurte, și acolo au putere mare, dar au putere mare pe medii și pe scurte. Dar nu știu cine mai ascultă pe medii și pe scurte. Indiferent cine ascultă sau nu ascultă, undele se transmit. Da, dacă e băgată stația în priză, se transmit. Câmpul electromagnetic există. Până la urmă, el a fost și măsurat. Vorbesc despre cazul de la Rădăuți, acolo unde administrația locală construiește în imediata apropiere a zonei de protecție, adică a gardului, asta înseamnă zonă de protecție, a pilonului Societății Naționale de Radiodifuziune, pilon autoradiant care emite pe unde medii, adică de o intensitate foarte mare. Administrația locală din Rădăuți construiește pe fonduri europene o grădiniță și un spațiu de joacă pentru copii. Nu într-o capsulă fara de aici. Nu într-o zonă izolată de radiații și care nu sunt măsurate. Deci nu știm dacă e sau nu periculos să petreci mult timp în spațiul acela. Logica elementară zice așa: dacă oamenii de acolo care lucrează primesc spor de radiații, înseamnă că e o problemă. Pentru că dacă n-ar primi spor de radiații, înseamnă că n-ar fi probleme. Bun, acum nu vorbim despre sporuri, că dăm în altele. Sunt oameni care primesc sporuri fără să fie vreo problemă. Nu, stai, se dă spor de radiații? Sigur că da. Dacă dai spor de radiații, înseamnă că sunt radiații. Eu așa înțeleg, după mintea mea de inginer. Așa e logica, nu? Că dacă n-ar fi radiații, mai mult decât faptul că primesc spor de radiații, oamenii care lucrează acolo lucrează în niște condiții foarte controlate, cu niște pereți speciali în jurul încăperilor. Și atunci ce mai vrei să demonstrezi? Asta e cea mai clară demonstrație. Nu e luată în calcul demonstrația aceasta, pentru că toate instituțiile la care s-au cerut autorizații au oferit autorizații. De exemplu, Direcția de Sănătate Publică, care se ocupă și de igiena radiațiilor. Asta e instituțiile astea, cum se cheamă ele? Instituții de... Concentrate. Nu, de stat. Instituții de stat, adică ele mișcă numai dacă... Le cheamă cineva, șeful, dar în rest nu le interesează. Ei au niște planuri. De exemplu, Direcția de Sănătate Publică, luăm așa. De la București, săptămâna asta e luna controalelor la bucătării, la restaurante. Toți merg cât sunt ei acolo, controlează asta. raportează și pe urmă se vine la ședința Consiliului Prefectural, cum naiba se cheamă, Comitet Prefectural, Colegiu, și spune, în luna mai, DSP Suceava a efectuat 59 de controale și a dat 3 avertismente și 49 de amenzi în valoare de 2000 de lei. Principalele nereguli descoperite, muștarul, borcanul de muștar n-avea capac, merele stăteau cu perele la un loc, 3 angajați de la bucătăria unui restaurant dintr-o localitate de munte, că ei nu dau nici cum se cheamă, așa că n-aveau ăsta certificatul ăla făcut, așa, și aia e tot. Dar așa, să aibă inițiativă. DSP-ul nu. Și toate instituțiile statului, ele stau, pentru că așa se cheamă instituții de stat. Acum, e această problemă și normal ar fi. Dacă eu aș fi prefect, zic, sau subprefect, așa, că se întâlnește colegiul prefectural. Bun, el nu-i bun de nimic, el nu face nimic, dar măcar dezbate o problemă. Și vede așa, stă și prefectul stă, bă, dar dacă ăia, oamenii ăia primesc spor de radio, de asta, toxicitate, de... înseamnă că e o problemă. Și face o ședință a Consiliului Prefectural, a colegiului, și vine DSP-ul, DSV-ul, PSD-ul, PNL-ul și vin toate instituțiile de stat cu degetul în nas. Și mă, hai mă, cine controlează? Hai să vedem, face niște măsurători. Păi este simplu, noi știm cine controlează, pentru că noi am trimis adrese și... Dar eu nu, acum eu tu vorbești în numele prefectului. Eu sunt prefectul, acum lasă-mă. Lasă-mă să-mi fac treaba, că nu spui că nu fac treaba. Și așa, dacă aș fi prefect. Da, dar domnul prefect are probleme mai importante. Se întâlnește cu ce s-a întâlnit ultima oară? Cu mediul de afaceri. Mediul de afaceri. Nu se rezolvă nimic. Importantă problemă. Da, e importantă, foarte importantă, de altfel. Și pe urmă, mâine ce-i? Miercuri. Nu e nici o horă, nimic? În timpul săptămânii, așa? Da, nu, așa. Dar nu e de... Și e și post, sorry. Depunere de coroane, de flori, nu e ziua brândușei de munte. Sau... În fine, dacă nu e nicio sărbătoare, nicio horă și nicio depunere de flori, de coroane de flori, poate face o ședință și discută asta. Poate nu e nimic acolo. Dar ar fi normal să discute, pentru că grădința a zis că e pentru copii, nu? Și pentru adulții care lucrează acolo. Nu, dar e pentru copii. Teoretic, adică, da. Trebuie să fii copil ca să duci la grădiniță. Adică nu e pentru crocodili sau nu, de oameni. E așa aș face, dar nu se întâmplă așa. Și nu, dar întrebarea este, cei care proiectează, ăia ce fac? Nu este interesul lor să facă toate lucrurile să le, în ordine și să Sorin, ei trebuie să obțină autorizații de la instituțiile statului, da. Autorizații, ca să obțină autorizația de construire pe care primăria și-o dă primăriei și așa mai departe. Mi-amintesc când a apărut scandalul cu căminele de bătrâni, da, din Ilfov, ulterior anchetelor jurnalistice au ieșit instituții care au, de autorizare, care au spus, dar arată foarte diferit realitatea cu ceea ce am văzut la dosar. Pentru că n-a mers nimeni pe teren să vadă. Iar pe planul de amplasament, când te uiți pe hârtiile de la... care stau la baza autorizației de construire, în baza cărora se iau toate avizele și celelalte autorizații, vezi un gard cu un punct care face umbră. Ăla e pilonul, e un punct care face umbră, dar oamenii nu știu. Da, m-am plictisit de subiect suficient. Da, hai. Deci dacă ai fi prefect, ai convocat. Da? Nu se întâmplă nimic, treaba merge mai departe. Știm cu proiectanți care stau cu fundul în birou, habar n-au, pentru că e la bășcălie totul. Iau bani, alții stau. Instituțiile astea, eu ți-am mai zis că ele sunt făcute să fie acolo, să le avem, să spunem că suntem o democrație și că avem instituțiile care trebuie să fie, și ele sunt niște locuri de adăpostire a clientelei. Fie că e de la partid, fie că e cumătru, fie că e amanta, fie că e verișoara, fie că e nepoata, să ai acolo puncte de adăpostire. Și mai sunt vreo 2 care lucrează, în rest ele sunt... așa ca niște buncăre, unde niște oameni se adună ca să ia bani. Atât de simplu. Ce? Cât despre ce... Că putea să nu fie grădiniță pentru copii, putea să fie, nu știu, un sediu al unei instituții publice, unde lucrau adulți. Și aceeași situație ar fi fost. Dacă e cel mai potrivit loc în care să construiești așa ceva. Da, și radiațiile astea. Adică vezi pe aia că dorm. Lasă-mă să doamne și așa. Nu. Adică... Deci ele nu intră așa oriunde, știi? Instituție de stat. Lasă-mă să stea. Adică orgoliu, da? Pe de altă parte, pe șoselele județului există un număr foarte mare de mașini înmatriculate în țara vecină, Ucraina, unele dintre ele mașini de mare tonaj care transportă bunuri înspre și dinspre țara aflată în război. Au fost recent două situații de depășire interzisă și chiar periculoasă, efectuate de doi șoferi de camion care au fost filmați cu o cameră de bord instalată pe o mașină, iar poliția a sancționat în baza acestor imagini cei doi șoferi. Și cum i-a sancționat? Ce le-a făcut? Au rămas fără permis și au primit o amendă. Bun. Deci au fost depistați, nu că au plecat la ei în țară și... Acum, în primul rând, noroc de oameni din trafic, că poliția nu prinde ea. Știi? Noroc de camerele de pe bord. Că și un om pe o mașină camerele? Civilă, da. Deci la niște civili, nu la polițiști aflați în acțiune. În al doilea rând, când vine câte un polițist, care în timpul liber de obicei găsește un portofel, o batistă, un ghiozdănel, o poșetuță, el ce face? O aduce la sediu și fac poze și îl dau. Agentul nostru, mândria noastră, avansare în grad. Polițarii ăștia care au anchetat și le-au luat permisele și au dat amendă ar trebui avansați în grad pentru curaj. Pentru că la tupeul pe care l-au ucrainenii, șoferii ăștia, trebuie să ai curaj să te bagi la ei. Eu am auzit un reportaj alaltăieri de la Constanța, în portul Constanța, și românii plătitori de taxe și impozite în această țară, fermieri de profesie, se plângeau că stau ca fraieri în port. Așa, și stau cu zilele, că lor nu le descarcă, se descarce ucraineni. Și când tu vii din și Ucraina, cetățean de mâna a doua în țara ta, nu? Așa, și intri în față și stai fraiere acolo, strigi în ucrainean, cred că ăștia au învățat ai noștri. Cum se zice, stai fraiere acolo. Fraiere acolo, așa? Și ăla se bagă în față, descarcă, pleacă. Atunci cum să nu depășești pe linie continuă să faci ce vrei tu? Pentru că ai noștri sunt luați de fraiere, spuneau oamenii câte 5 zile și nu mai găsesc firme de transport care să închirieze, să le ducă cereale în port pentru că țin blocată mașina și mai bine face alte curse. Cât poți să iei pe transport, nu poți să iei nu știu cât. Și stau acolo și intră în colaps fermierii noștri că trebuie să le facă loc la ucraineni. Și pe șosele asta nu e nouă. Ei sunt, oricum șoferii de tir în general sunt zmei. Pentru că ei au mașini mari, te văd cu mașină mică, dă-te la o parte, trebuie să te dai că n-ai ce face. Și ăștia alții sunt obraznici pentru că li s-a dat nas. Și de aia eu zic polițaști... O să nu generalizăm, poate nu toți sunt obraznici, cei care au fost filmați, măcar. Și pe aia pe care nu i-a filmat? Nu-i, știi cum e, hoțul neprins e cetățean cinstit. Da, ai dreptate. Din miile de curse, din miile de șoferi ucraineni care aduc cereale în România, care le trec pe aici, ăștia doi erau obraznici. Restul cu minți, opresc, lasă bătrânele să treacă strada, dacile vechi, tot. Haide, hai mă, oameni buni. Cam timp eu să duc, așa, să nici nu se grăbesc. Ce linie continuă să depășească? Ei nu depășesc deloc. Merg cu 40 la oră în localitate, cu 20 la oră în afara localității. Asta înainte de Paști și de Crăciun, când stau la coadă cu zilele. S-a dat nas de aia, s-a dat nas. Păi dacă tu zici, dă-te la o parte să descarce și ești permis să fac orice. Pac, trec. Mă gândeam că zici ceva despre șoferii aceștia care ar trebui avansați în grad, nu știu cum s-ar putea. Șoferii care au instalate camere pe bordul mașinii și care semnalează și aceștia, da. În cazul ăsta nu prea se întâmplă nicio felicitare publică, știu, să zic. Poate să le confiște tirul la ăștia și să le dea tirul la oameni. De exemplu, în multe situații, un astfel de șofer este fostul nostru coleg din Uzară, care și-a creat o menire din a, nu știu, face publice imagini cu șoferi care încalcă regulile de circulație. Nu, dar oricum circulația e barbară la noi în țară. E chiar barbar, adică sunt unii care circulă și nu doar șoferii ăștia ucraineni. Și ai noștri, ei au venit așa pentru îmbunătățire și nu eram suficient noi când mergeam ca nebunii pe străzi, au mai venit și ăștia și li s-a dat nas și fac ce vor. Da. Deci eu aș avansa în grad poliția ăștia care au avut curaj să sancționeze șoferi ucraineni. Da, și ăștia fermierii noștri care se plâng să o lase mai moale, că se apuce de altceva. Poate se angajează să descarce marfă la ucraineni. Poate le e mai bine. În timpul în care așteaptă să li se descarce tirurile lor. Păi stau degeaba, mă? Nu le dai idei, că s-ar putea să fie interesant pentru unii. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin.